can keep me. Sâmbătă seara, într-un cadru de poveste, Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au dat startul mult așteptatei petreceri de nuntă și botez. Înconjurați de invitați aleși pe sprânceană, cei doi tineri însurăței au dansat cât i-au ținut picioarele. Iar de pe ringul de dans nu a lipsit nici bunica Miresei, sau mai bine spus, străbunica Amedei. Aveți antrenamentul făcut? Țineți pasul cu nepoata? Am ținut? Sunt fericită dacă am ținut. Ține. Așa bunica și străbunica? Așa bunica și străbunica, vine să crezi, mă! Nu vine să crezi! Mai când eram mică ziceam, Doamne Dumnezeule, ține-mi viață pe milicuța să mă vadă mireasă. Și uite ziua! Bunicuță, zici că e cea mai bună prietenă, nu bunică? Cam așa ceva. Ea mi-a zis, ești de 5 ori femeie. Ești mama, îmi ești prietenă, îmi ești profesoară, îmi ești ce? De 5 ori femeie. Asemenea unei prințese, Emily a radiat în rochea ei de mireasă, din satin alb, amplă în partea de jos și strânsă în talie, cu un decolteu delicat și petrecută peste un singur umăr. Ținuta frumoasei vedete a fost admirată încă de la începutul evenimentului, când a avut loc tradiționala ședință foto. De la eveniment nu a lipsit micuța Amedea, care a radiat alături de părinții ei într-o roche din tul alb cu fluturași colorați aplicați. Dar să revenim la senzaționala petrecere. Vica Blochina, prietenă bună a Miresei, nu avea cum să lipsească de la party, mai ales că cele două au o legătură deosebită încă de anul trecut. Gata, pregătită de nuntă, să joc, să dansez? Sunt foarte pregătită, vezi că mi-am voce. Vezi, uite mireasa noastră. Deci, eu efectiv am emoții. Am foarte mare emoții. Iubesc pe ei pe amândoi foarte mult. Anul trecut de ziua mea, ei au aflat că este însărcinată. Și anul ăsta de ziua mea era cu copilul la ziua mea. Și eu sunt așa, copleșită efectiv. O iubesc foarte mult. Fica, vei dansa în seara asta până se vor rupe tocurile? Normal! Gașca de fete a Miresei a atras privirile tuturor, nu doar prin ținutele pe care frumoasele le-au purtat, ci și prin mișcările lor demențiale de pe ringul de dans. De departe, Daniela Crudu nu avea cum să treacă neobservată la această nuntă. Atât de sexy! Mulțumesc, da! Ești interzis de sexy! Mulțumesc mult! Mi-am dat și o silință atât de cât așa! În această seară se spune că fetele necăsătorite ar fi bine să-și pună o dorință. Care ar fi a ta? Oh. Bună,
întrebare, da. Să fiu fericită. Nu știu. Și să fac un copil. Nu știu dacă vreau să mă măriți, gen. Dar vreau și un copil. Dar nu știu dacă vreau să mă măriți. Mă mai gândesc. Aici? A venit să supraviețuiesc și în aceste circumstanțe, ce crezi, da? Și cum te supraviețuiești? Pe tocuri? Pe tocuri de data asta, da. Da. Le rup până dimineața? Măi, eu zic că nu-mi permis să le, încă nu-mi permis să le rup. Vedem ce se întâmplă mai târziu. Deocamdată este foarte, foarte interesant, foarte fun. E o atmosferă foarte frumoasă, mă distrez extraordinar. Invitații cu greu s-au lăsat plecați de pe ringul de dans, iar soacra mică a fost prezentă la fiecare cântare. Nici tatăl Mirelui, socrul mare, nu s-a lăsat mai prejos. Așa, dansator? Da. Ați făcut antrenament? De mic. Serios? Da. Am văzut că știți, le aveți cu dans. Nu avea cum să fie petrecere de nuntă fără tradiționalul furat al miresei. Un moment pe care șarmantul Andrei l-a primit cu relaxare. Unde e mireasa? La negocieri? Nu știu și nici nu mă interesează. Nu pot să cred că spui asta. Vreau doar să mă distrez la propria mea nuntă. Și sunt un tânăr de mai mult nunta miresei. Tânăr simpatic. Cunosc toate limbile străine. Andrei, ai pregătit răscumpărarea? Poftim? Ai plătit răscumpărarea pentru mireasă, unde e? Dar nu negociez eu. Lași pe naș. Și să vină, eu vreau să mă distrez la nunta mea. Iar cât timp se făceau negocierile, în mare secret pentru recuperarea frumoasei Emily, nuntașii au continuat să danseze de mama focului. Asemenea unui scenariu de film, cei care au furat mireasa și-au făcut apariția costumați din cap până în picioare și au oferit un adevărat spectacol. Urmă de mireasă. Însă domnișoarele de onoare au avut grijă să însuflețească petrecerea. Răscumpărarea pentru mireasă a fost împrăștiată pe tot ringul de dans spre amuzamentul petrecăreților. Odată revenită în peisaj, mireasa Emily i-a lăsat mască pe toți. Vedeta și-a schimbat ținuta cu una extrem de sexy. O rochie albă, ce îi lăsa formele perfecte la vedere, din plasă în partea de jos și cu un corset care îi venea ca turnat. Unde mai pui că i-a pregătit și soțului Andrei o surpriză demențială.
frumoasa mămică s-a distrat, a cântat și s-a simțit extraordinar. Iar asta s-a văzut pe chipul ei. Neobosită, mai energică și mai fericită ca niciodată, la un moment dat, Emilia a urcat pe un scaun și sub atenta supraveghere a soțului, dar și înconjurată de toți petrecăreții, vedeta a făcut show! Dans și voie bună, momentul tortului a oferit deliciul petrecerii. Odată gustat de miri, unul dintre invitați a retezat din greșeală vârful desertului, ceea ce nu a adus lacrimi de necaz, ci încă un moment de distracție. O adevărată bătaie cu tort! Iar după distracția de la tort, a urmat mult așteptatul moment al domnișoarelor. Prinderea buchetului de mireasă. Unde a ieșit o adevărată bătălie? 1, 2, 3. Ne pregătim de o nouă nuntă? Da, ne pregătim de o nouă nuntă. Ai exersat ca să-l prinzi? Da, și mi-am dorit foarte tare. Îmi doresc asta de foarte mult timp. Felicitări, te așteptăm la altar. Mulțumesc, o să fiți invitați toți. După cum vă spuneam, pe buchetul de mireasă s-a dat o adevărată bătălie, așa că Emily s-a văzut nevoită să împace două invitate. Ce dilemă? Eu l-am prins prima. Tu l-ai prins, dar ești măritată, no. Adică ai copil. Eu sunt căsătorită și am copil, dar nu sunt căsătorită în biserică. Nu se sunt pune! Sunt căsătorită doar așa ca nume. Iar eu îmi doresc nuntă și bărbatul meu nu-și dorește nuntă. Tu ai no. bărbat, ea nu are bărbat. Ea no. vrea să se mărite. No. Eu am bărbat. Eu nu l-am prins, eu l-am smuls. Dar eu vreau să fiu mireasă. Vreau să fiu mireasă și eu. Vorbește cu ea, draga. Ba, ia veniți, mă, ba, ia stai așa. Ia stai așa. Nu, te rog, te stai, rog. Nici jumă. Fericire mare s-a putut citi și pe chipul mamei lui Emily. Dar să ne uităm cu mai mare atenție la ținutele pe care invitații și mai ales invitatele le-au purtat la petrecere. Una mai aranjată decât cealaltă? Doamnele și domnișoarele arătau ca și cum ar fi coborât de pe podium ori din revistele de modă. Atât domnișoarele de onoare, cât și celelalte invitate au purtat ținute care mai de care mai colorate, decupate și decoltate. Deci rochia ta este superbă! Încă timp ai ales rochia. Păi, ce crezi? Este o rochie veche! Asta este o rochie veche? Nu pot să cred! Arată senzațional! Nu? Pe mine, că dacă nu era pe mine... Complimente, dacă nu era pe mine... Aia. În cât timp ai ales ținuta pentru această nuntă? Am nevoie și de amenzi să vă ridicați în picioare, pentru că cum am menționat mai devreme... Am scris că vreau o rochie roșie lungă, cred că jumătate de oră. În cât timp ai ales-o? O am de vreo 2 ani. Atât de colorată, te bine dispune. Atât de colorată, sunt o viitoare pensionară. Nu s-ar spune. Tocuri? Cu tocuri? Tocuri? Cu tocuri. Așa aștept pensia, cu tocuri. Le rupeți până dimineață? Dacă mă ține. Le rup. O rochie superbă! Mulțumesc mult! Doamne. Ați venit fix când mi-am schimbat tocurile. Cum le-ai schimbat tocurile deja? Nu mai puteam. Le rup? Nu, dar nu mai puteam. Ia să vedem rochia, Ce te-ai gândit când ai ales această ținută? Păi mi-a zis Emily că tema petrecerii este o petrecere de sâne și am vrut să fiu în temă.
Una dintre invitate nu doar că a avut grijă să arate impecabil la nunta lui Emily, ci s-a îngrijit și de miri. Am ajutat și la călcarea pantalonilor pentru ginere. Ai ajutat și la călcarea pantalonilor? Da. Ce altceva mi-ai făcut azi? Păi am călcat și rochea Miresei, și rochea Nașei, și rochea mea, și m-am și gătit. Da. O urare pentru tinerii căsătorii? Da, i-am zis și lui Emily să fie fericit, să văd cu zâmbetul pe buze, așa cum e astăzi, așa să văd cel puțin încă 50 de ani, cel puțin. Să aibă viața atât de frumoasă, așa cum e, cu două suflete așa frumoase. Casă de piatră, sunt filmați împreună, deși am cunoscut recent, au o energie extraordinară și de asta îi ador foarte mult. Hai, deci mirii au deja tot ce-și pot ori niște miri. Sunt fericiți, au copii, se iubesc, ce mă trebuie? Și dacă la începutul serii, frumoșii miri, Emil și Andrei și invitaților au dansat pe ritmurile amețitoare ale lui Damian Drăghici. Emiliei Ghinescu. Și ale lui Paul Stângă. Dragii mei, vă doresc Casă de Piatră, multă sănătate, fericire, viață lungă, înțelegere și numai bine. Seara a fost încheiată de o cântare cu foc, cum altfel, a lui Liviu Guță. Strigă-te-mi, strigă-te-mi.